La trei zile de la arestarea medicului bucureștean Gheorghe Burnei, un tânăr în vârstă de 24 de ani din comuna Vâlceană Stoienești riscă să rămână fără un picior. Bogdan Rachieru a fost operat de 2 ori de medic, iar acum se pregătește pentru a treia operație, dar în Italia. A ajuns pentru prima dată pe masa de operație în 2010, când abia împlinise 18 ani. 3 ani mai târziu, în 2013, tânărul a fost supus unei a doua intervenții chirurgicale la același picior, pentru că proteza montată de Gheorghe Burnei a cedat. Din păcate, la niciun an de la a doua operație, proteza s-a rupt din nou, dar medicul și-a lăsat pacientul la mila lui Dumnezeu. Tânărul era suspect de cancer osos și a fost operat rapid de doctorul Gheorghe Burnei, înainte chiar să primească rezultatele biopsiei. Operația a avut un caracter de experiment, iar tânărul nu știe nici până ziua de astăzi ce fel de proteză i s-a montat. Cert este că în 2013 Bogdan Rachieru a fost nevoit să se întoarcă la Marie Curie, la același medic, pentru că proteza a cedat. Am făcut operația. Nu s-a spus nimic că este o operație în premieră. Nu mi-a spus din ce este proteza, din ce material, în cât are termen de valabilitate, de garanție, de dacă rezistă, dacă e pe viață, dacă are un termen de ceva ani. Nu mi-a spus nimic. În 2014 s-a rupt, ok, am fost la dânsul, mi-a schimbat-o, nu a fost nicio problemă. Nu total. Deci doar partea care s-a rupt, s-a rupt, să vă explic de aici, de sus. După aceea, la un an jumate, s-a rupt în partea de jos unde este acum ruptă. Am fost din nou la spital, a zis să aștept, am așteptat și m-a chemat la 2 săptămâni, 3 săptămâni, vino să vedem, să discutăm. De multe ori mă duceam și eu că nu aflam niciun rezultat, nu știam ce se întâmplă. De fiecare dată și când mă întâlneam cu el, mă duceam la el să vorbesc cu dânsul, îmi spunea, păi și pe mine cine mă plătește? Eu îți fac operația, dar pe mine cine mă plătește? Și după aia îmi zicea, vii peste 2 săptămâni și mai vorbim. A zis că nu mai mă operează, că să caut în altă parte. Și el știa foarte sigur că în România nu se poate face operația, că nu știe nimeni să o facă. Eram cu bunica mea și cu prietena mea și mi-a spus că din cauza la sex, să spunem așa. La ciupadă, toată lumea, tot holul. Și a început să spună că de ce nu facem dragoste în anumite feluri. M-a operat, a fost tot ok, dar trebuia măcar să mă trimită la cineva, să-mi spună, du-te în partea aia, du-te în afară, du-te undeva, uite, îți dau un număr de telefon, îți dau ceva, nu mai vreau să te operez, ok, nu mai vreau. Dacă n-am mai vrut, nu n-am mai vrut. Dar nu trebuia să mă lase așa, că piciorul meu acum este mai scurt. Am fost și am vorbit cu doctor și mi-au zis că este foarte posibil să-mi rămână mai scurt. De mișcat nu pot să mănânc doar cu cârci. Atât? Da, dacă vreau să mă deplasez. Aici se vede, eu am partea de jos de aici tăiat. Partea de jos de aici este tăiată și partea de sus este tăiată. Proteza normal ar veni ceva de genul ăsta. Așa. Aici eu nu mai am os, este proteza care este pusă. Partea de aceasta de os și partea de aceasta de os este tăiat. Nu știu dacă se mai poate să facă operația, nu se știe dacă se mai poate pune proteza, dacă acum este piciorul mai scurt, nu se știe dacă se mai poate pune proteza asta. Există, sunt șanse și de amputare, sunt șanse, au zis că nu pot să-mi spună sigur că o să mai pună proteza. În 2014, proteza a cedat din nou, dar medicul bucureștean a refuzat să-l mai opereze. De fiecare dată când tânărul întreba de operație, Gheorghe Burnei aducea în discuție banii. Bogdan Rachieru recunoaște că a plătit bani grei pentru a fi tratat de medicul bucureștean. Acum riscă să rămână fără piciorul operat de medicul Burnei, de aceea a apelat acum la sfatul unor specialiști din Italia. O nouă intervenție chirurgicală îl va costa în jur de 80.000 de euro, dar medicii nu garantează că îi vor salva piciorul. Cu lacrimi în ochi, bunica lui Bogdan povestește umilința pe care a îndurat-o în timp ce aștepta pe holurile spitalului. Vorbele dânsului, jignelile, ne jignea la suflet, vedea el că e... Și i-am spus, domnul profesor, uitați, este o problemă foarte grea, nu știe nimeni, poate nu e zid de la Dumnezeu să nu plâng, pentru că mă doare. E nepotul meu, l-am crescut eu și nu era frumos. Cum să comporta, măcar nu ne spunea ce și cum. Ne chema, v-am zis, cred că 10 ore am mers acolo. Și stăteam, mamă, de dimineața, eram la prima oră, că așa spunea, până după masă, la 5, dacă, da. Și ne repeza tot timpul, dar tot timpul, nu numai pe mine sau pe Bogdan. El cu toată lumea avea. Am și zis și m-am rugat,
Să-i dea Dumnezeu și lui să tragă cum trage nepotul meu, că e foarte greu, se deplasează foarte greu. Mamă, să stai de 2 ani jumate într-un picior nu e ușor, indiferent la oricine. Putea să moară mamă, putea să ducă un cheac de sânge, să deplaseze, să-i înțepe proteza aia, că nu știi ce e acolo în carne. Și ce făceam? După ce că s-a chinuit atâtea, a făcut 14 cure de citostatic, mamă. Nu știe nimeni cât chin a luat el acolo, a fost foarte greu. Bogdan Rachieru susține că va depune o plângere împotriva ortopedului.